Vă salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul Tutoriale Gratuite. În acest video vom vorbi din nou despre niște setări care vă pot îmbunătăți sistemul pentru gaming și vă pot aduce în același timp mai multe FPS-uri în jocuri. Sunt niște setări destul de basic, destul de simple, dar care cred că toată lumea ar trebui să le știe și toți cei care au oarecum PC-uri mai slabe ar trebui să le folosească dacă vor să aibă un plus de performanță sau măcar să-și folosească maximul de performanță posibil pe sistemul lor. Dacă vă plac astfel de video-uri, bineînțeles, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe, Google poți să activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Și înainte de trece la videoul nostru, un scurt mesaj de la partenerii noștri VIP SDKey. Acest video este sponsorizat de site-ul VIP SDKey. Pe acest site puteți găsi cheie oficială pentru Steam, Origin, Uplay și Xbox. Puteți cumpăra Windows 10 Pro la un preț foarte bun folosind cuponul de reducere TG12 pentru 30% reducere, o promoție specială pentru abonații canalului. Procesul de activare a licenței este simplu și puteți activa și Windows 11 folosind o licență de Windows 10. Folosind cuponul TG12 puteți cumpăra și Office 2019 la un preț redus cu 30%. Toate linkurile vor fi în descriere. Haideți să trecem la video. Începem direct. Pentru acest video vom folosi Windows 11, dar majoritatea setărilor pe care le facem în acest video vor funcționa și pe Windows 10 într-o oarecare măsură. Deci este cea prima setare pe care vom face, și anume vom activa Storage Sense. Storage Sense este în special o funcție optimizată pentru Windows 11. Vom intra în aplicația Settings din Windows 11 și această aplicație ne va ajuta să ne folosim spațiul din sistemul mai bine, va șterge automat fișiere inutile, temporare și așa mai departe, pentru că probabil că știm cu toții, în momentul în care ai partiția, în special a sistemului plină, sistemul se va mișca foarte greoi și performanțele vor scădea foarte mult. Dar vom scrie aici Storage și avem aici Turn on Storage Sense. Și o să vedeți ce face Storage Sense: automatically free up space, delete temporary files and manage locally available cloud content. Deci practic ne va ajuta să avem spațiu liber în sistem, ne va șterge fișierele temporare și chiar ne va ajuta să manageuim, da, content din cloud pe care l-avem pe sistemul nostru. Și bineînțeles că dacă dați click aici veți avea anumite setări. Vedeți că aveți o opțiune aici care vă zice că puteți face Windows-ul să ruleze foarte, foarte smooth, ștergând în mod automat fișiere temporare și fișiere ale unor aplicații. De asemenea, Storage Sense observați că va rula în momentul în care discul este low. Și puteți aici să setați anumite chestii, de exemplu, când să ruleze Storage Sense-ul, dacă, de exemplu, aveți spațiu puțin pe partiție, sau puteți să-l faceți să ruleze în fiecare lună. Zic eu că în fiecare lună ar fi destul de ok. De asemenea, puteți seta ca să vă șteargă fișierele din Recycle Bin în mod automat. Dacă au fost pentru mai mult de 30 de zile, puteți chiar mai puțin să le puneți, pentru că, bineînțeles, că și fișierele care sunt în Recycle Bin sunt tot pe sistem și tot ocupă spațiu. De asemenea, este o funcție aici cu care v-aș recomanda să aveți grijă, să vă ștergeți fișierele din folderul Downloads dacă n-au fost deschise pentru mai mult de nu știu cât, da? Și puteți face și chestia asta, de exemplu, 60 de zile sau 30 de zile, dar, bineînțeles, aveți grijă să nu stocați chestii în Downloads dacă activați această opțiune. Dar, per total, acest Storage Sense, zic eu că este foarte util dacă vreți să aveți o performanță mai bună, pentru că în mod automat veți avea o partiție curată, fără fișiere temporare și anumite fișiere reziduale ale unor aplicații. O altă funcție sau un alt feature pe care îl vom activa este Game Mode-ul. Game Mode-ul trebuie neapărat activat în momentul în care vă jucați pe Windows 10 sau Windows 11, vă duceți în Settings, căutați Game Mode și veți avea aici Game Mode, îi dați pe On și practic va optimiza PC-ul pentru a juca jocuri și în același timp se va focusa pe jocul respectiv, oprind anumite servicii și aplicații în background. Acum am vorbit despre o funcție probabil de mult uitată pe Windows 11, pentru că nu mai face parte din UI-ul default Windows 11, și anume acea funcție în care puteți să deactivezi toate animațiile din Windows. Hai să vă arăt cum puteți face chestia asta. Trebuie doar să căutați în Search Adjust și ar trebui să vă apară Adjust the Appearance and Performance of Windows. Dacă nu vă apare, scrieți mai mult Adjust the Appearance și ar trebui să găsiți acest meniu care vă poate dezactiva toate animațiile din Windows 11. De exemplu, puteți seta Adjust for Best Performance, care vă va dezactiva toate chestiile astea. Acum vedeți și voi cum vedeți să păstrați un echilibru, să nu fie nici prea urât sistemul până la urmă, pentru că vă va dezactiva absolut toate shadow-urile, absolut toate lucrurile care ar putea consuma resurse. Deci zic eu că este bine, dar puteți eventual să folosiți o variantă custom în care să activați anumite chestii și celelalte să le opriți. Dar în mare parte observați că avem aici o grămadă de animații, fade-uri și umbre, tot felul de thumbnail-uri, de exemplu Show Thumbnails instead of Icons, zic eu că e foarte util să o aveți activată. În special, dacă vreți un sistem echilibrat, puteți să bifați aici Just for Best Appearance, le dezactivați pe primele 7 și Show Window Contents While Dragging și de asemenea și Shadows Under Mouse Pointer și așa, zic eu că este destul de echilibrat. De asemenea, în tabul Advanced, unde spune Process Scheduling, Choose How to Allocate Processor Resources, Adjust for Best Performance of Programs. Fiți sigur că aveți aici setat programe și nu Background Services. Și dați pe Apply și OK. Pentru următoarea chestie vom apăsa Windows și Run și vom scrie aici MS Config.
apăsăm Enter și în window-ul care apare vom merge în tabul Boot, la Advanced Options și selectăm aici Number of Processors și selectați numărul maxim. Asta vă va ajuta în primul rând să aveți un boot, un timp de bootare a sistemului de pornire mult mai rapid și bineînțeles că vă poate ajuta și în performanța din sistem în general. Bineînțeles că va trebui să dați un restart pentru ca această setare să fie aplicată. Și o ultimă setare din acest video va fi legată de Group Policy Editor. Va trebui să căutați în search Group Policy. Mergem aici și dăm click pe Edit Group Policy. Ne ducem în Computer Configuration la Administrative Templates, Windows Components și App Privacy. Aici la App Privacy va trebui să găsiți o setare care se numește Let Windows Apps Run in the Background. Asta este o funcție pe care v-aș recomanda să o porniți sau să-i dați Enable temporar cât vă jucați, ca să nu aveți aplicații care rulează în background, da? Și bineînțeles că puteți da dublu click pe această funcție și de aici puteți să-i dați pe Disabled ca să nu lăsați aplicațiile să rulează în background sau puteți lăsa pe Enabled și la Default for All Apps puteți da pe Force Deny, Apply și OK și în felul acesta ar trebui să aveți o performanță mai bună. Cam acestea ar fi câteva setări simple, dar zic eu uitate în mare parte de mulți utilizatori, niște setări simple care vor fi foarte eficiente din punctul meu de vedere în performanțele gaming pentru sistemele mai slabe. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe cu clopoțul activat ca să fiți la curent cu ceea ce vom face în continuare pe acest canal. Eu am fost Emi, voi astăzi pe canalul oficial Tutoriale Gratuite. Până data viitoare, eu vă zic la revedere!